Câte lume cu magazine online active cu trafic avem în sală? E bun? Felicitări! Câte lume își optimizează rata de comerț prin magazin? Înainte am văzut în rezultatul Oraș, majoritatea știam cu tămea rata de comerț, ceea ce poate. Câte lume optimizează acum rata de comerț? Păi câte lume vrea să-și optimizeze rata de comerț? În regulă. Urmează Maria de la Unii Conveni care să ai văzut o prezentare despre vânzări și optimizarea comerțului. Maria? Eu sunt Maria de la Unii Convert. Am aici un slide despre mine. Ce fac, ce am făcut eu în viață până acum, vreo 15 ani de marketing. Am trecut de la offline la online. Am fost și antreprenor vreo 2 ani, așa că am învățat cum e să mă pun în pielea voastră, zic, ca unul acestui tip. Și am cea mai tare echipă la Unii Convert, cu care ne suflecăm mâinicele în fiecare zi și dăm ce avem noi mai bun ca să ajutăm partenerii cu care lucrăm să crească și să fie profitabil și ăla trebuie și mai. Bun. Astăzi o să vă vorbesc despre chestia asta care e optimizarea ratei de conversie, care pare fi așa o chestie foarte magică, fabuloasă, nemaipomenită, pe care din experiență că și ne-am făcut serverul pe clienții noștri, fiecare înțelege ce știe și ce poate. Asta pentru că e destul de vast și destul de challenging în același timp. Și, practic, eu îmi propun aici să vă demontez acest mit că nu e Harry Potter care trebuie să vină și să facă chestii, ci că oricare dintre voi puteți face lucrul acesta, indiferent dacă aveți un magazin cu mai puține vizite sau conversii pe lună, sau, și bineînțeles, și dacă aveți mai multe, mai mult trafic. Ceea ce am să povestesc aici este fix rețeta pe care noi o aplicăm pentru fiecare magazin cu care lucrăm și pe care o puteți aplica și voi. Și singura chestie magică, în afară de proces, este să o faceți. Adică dacă vă apucați și faceți lucrul acela și repetați, o să aveți și succes. Bun. Deci răspunsul este că absolut nimic nu este magic la optimizarea de conversie. Că este o chestie foarte interesantă, este că știe de aici lumea ce este compound interest? Unu? 2, 3, 4, câțiva știți, mulțumesc. Practic, partea faină este că odată ce ajungi să ai un increase, vine peste un alt increase și tot așa. Și el este de fapt o creștere cumulativă care se aplică pe un termen mai lung. Dacă ziceți că faceți un test și îl validați în 2-3 săptămâni, apoi el rămâne pe o perioadă îndelungată și se adaugă peste test, astfel încât după perioadă de timp s-ar putea să vă uitați în urmă, să aveți surprize și să vă bateți pe urmă, să ziceți că ați făcut o treabă bună. Bun, deci cam așa ar trebui să arate un grafic de creștere care se focusează pe această optimizare. Cum funcționează? Păi, simplu. Când ești la început de drum, e normal să fii foarte focusat pe tine, pe produs. Să așezi produsele în magazin, să le pui descriere, să funcționeze, să ai toate sistemele integrate, să ai cum să-ți îndeplinești promisiunea către client. Însă, în același timp, fie ești tu foarte bun la amândouă, ceea ce înseamnă bun, nota 10, fie va trebui să găsești pe cineva care să lase partea asta de product oriented, să se focuseze pe ce face produsul tău și să se ducă către customer oriented, respectiv ce vor clienții tăi, cine sunt ei și de ce vin și ce caută ei la tine. Odată ce faci asta, lucrurile devin destul de simple, pentru că a schimba experiența cuiva înseamnă să influențezi comportamentul pe site, ceea ce duce invariabil la o creștere a business-ului tău. Doar oamenii sunt împinși în față de a face lucruri de niște emoții. Și ei fac, cumpără de la voi pentru că îi face să se simtă într-un anumit fel. Prin urmare, asta este secretul din spatele customer centricity. Bun. Înainte să faceți orice pe site, acestea
sunt cele 5 lucruri pe care ar trebui să le faceți, să vă focusați pe ele. Să-i ascultați, să le observați comportamentul, să măsurați comportamentul lor pe site, să le oferiți o experiență bună și să creați cu ei o relație. O să le iau pe fiecare parte și o să vă explic cum facem și de ce facem și pentru ce facem lucrurile acestea. Prima, să ascultăm clienții, să ascultăm oamenii de pe site și inclusiv pe clienții voștri, de fapt mai ales pe ei. Cum puteți face asta? Prin mai multe metode. Eu aici am pus un survey, care sunt niște instrumente foarte simple de lansat. Sunt o mulțime de tool-uri, inclusiv Omni Convert face lucrul acesta. Și în momentul în care puneți o simplu survey pe site și întrebați pe clienții voștri dacă au găsit ce căutau pe site-ul vostru, o întrebare atât de banală, s-ar putea să aveți un astfel de răspuns. Lucru care s-a întâmplat pentru unul din clienții cu care colaboram. Există un link aici către un case study în care explicăm toată metodologia, cum am ajuns să aflăm lucrurile astea și ce am făcut după. Ideea este că lucrurile sunt simple. Oamenii ăștia nu găseau anumite categorii de produse pe site. Veneau pentru că te dau click pe niște ad-uri, clientul meu plătea ad-urile acelea, evident, și în momentul când ajungeau pe site, trebuia să caute acele categorii de produse. Doar simplu fapt că le-am luat și le-am pus într-un loc în care le să fie accesibile, a făcut ca lucrurile acestea să ducă la o 28% creștere în rata de conversie. Deci, practic, a întrebat clienții dacă site-ul vostru este relevant pentru ei, a întrebat de ce sunt pe site-ul vostru, vă poate ajuta să vă dați seama ce anume trebuie să faceți. O altă metodă prin care puteți să-i ascultați este să puneți aceste minunate chatbox-uri și de asemenea sunt o grămadă de alte tool-uri pe care le puteți folosi. Vizitatorii care vorbesc pe site cu cineva de la Customer Care sunt mult mai probabil ca ei să convertească. Ba mai mult, în resursa pe care am lăsat-o în această prezentare, o să vedeți că ei nu numai că cumpără mai mult, cumpără și de o valoare mai mare și nivelul lor de satisfacție este mult mai mare. Prin urmare, e o acțiune foarte simplă pe care o puteți face, indiferent de cât trafic sau conversie aveți, mai ales dacă aveți produse care sunt mai greu vândabile sau necesită o descriere mai amplă. Bun. Trecem mai departe către a observa ce fac clienții voștri pe site. Sunt tool-uri foarte ieftine, unele chiar free, și am lăsat aici câteva resurse, care vă ajută să păstrați pe unde dau click oamenii, să vedeți cam care sunt elementele în pagină care trezesc interesul lor și efectiv să puteți să vizionați înregistrări cu comportamentul lor pe site. Lucrurile acestea, de asemenea, duc la alte la insight-uri care, aplicate, testate, dacă se poate, duc la îmbunătățirea performanței site-ului vostru. Aici găsiți o clasificare pe tool-uri pentru orice tip de business, fie că e mic, fie că e mare, fie că e enterprise. Și în funcție de nevoile voastre, puteți să apelați de ele. Este un simplu cod. Majoritatea sunt ultra-intuitive, adică nu e nevoie să fii developer să știi să umbli cu ele și destul de clare atunci când dau o analiză. Vă dau aici un alt exemplu de la unul din clienții noștri, Aloshop. Uitându-ne la o astfel de click map, am văzut că pe pagina de produs conținutul video era foarte utilizat, foarte accesat. Însă era destul de greu să ajungi la el, nu tocmai intuitiv. Și un simplu test în care am schimbat layout-ul acelei pagini, am făcut acele două elemente din pagină mult mai vizibile, a dus de asemenea la rezultate foarte bune. Minunat ar fi dacă ați putea să testați lucrurile acestea, să folosiți un tool de A/B testing și să validați cu propriile proprii useri aceste rezultate. Dacă nu, sunt și alte metode pe care le puteți pune în aplicare să validați orice schimbare de pe site. Bun. Mai departe.
V-aș întreba aici cât dintre voi considerați că aveți analytics-ul sau, nu știu, folosiți analytics-ul? On a daily basis. Bun, cât credeți că aveți analytics-ul bine implementat pe site? Câți ați fi dispus să puneți un pareu cu mine că nu-l aveți? Ok, s-ar putea să accept pariul ăla. Pentru că, din experiență și la firmele la case mai mari și la case mai mici, nu prea există un analytics bine implementat. Cel puțin la noi n-a ajuns. Și asta este o chestie destul de esențială. Dacă nu te uiți la datele care trebuie, nu o să ajungi la concluziile care trebuie. Iar aici nu o să intru în amănunte, pentru că ar însemna o discuție întreagă. Însă e colegul meu Matei aici, pe care puteți să-l prindeți. Și care vă poate spune ce anume trebuie și ce nu anume. Este foarte probabil ca voi să nu aveți trecut cum trebuie în analytics. Dar dincolo de lucrurile acestea, important este și să măsurați lucruri. Că degeaba aveți analytics-ul bine pe site pus, dacă nu măsurați lucruri și dacă nu vă uitați în el. Și atunci, acele elemente ca add to cart, ca click and play, cât oameni se înscriu la newsletter, câți oameni, după ce văd un video, ajung să convertească, cam cât scroll fac în pagină, lucruri care se poate măsura și prin analytics. Lucrul acesta vă poate face să ajungeți la insight-uri care să vă ajute performanța site-ului. Și mai mult decât atât, nu este nevoie ca de fiecare dată să petreceți ore în șir, făcând rapoarte, să vă puneți în ghilea unui data analyst. Faceți lucrurile ăsta odată cu cineva care chiar se pricepe să facă lucrul acesta și mai departe apelați la tot felul de tool-uri care pot crea dashboard-uri, astfel încât voi să aveți un overview destul de amplu asupra performanței site-ului vostru. Am lăsat aici o serie de recomandări pentru niște tool-uri pe care le puteți folosi ca să scoateți aceste rapoarte automatizate și să puteți să înțelegeți foarte simplu, chiar dacă nu sunteți un data analyst, ce se petrece pe site-ul vostru, să nu vă uitați doar la revenue și la numărul de conversii. Pentru că dacă v-ați uitat doar la metrii aceștia, probabil nu o să înțelegeți foarte bine de ce acea rată de conversie, acel sub 1% cât aveam așteptat pe aici, sau 1-2% ceva genul ăsta, nu se mișcă. Și nu se mișcă poate cu eforturile voastre pe care le depuneți ca lucrul acesta să se întâmple. Bun. Give them a good experience on the website. Acum, site-ul vostru în principiu are nevoie de să îndeplinească 3 funcții mari și late ca să ajungă la ceea ce vă doriți voi, să aducă bani, să faceți profit. În primul rând trebuie să funcționeze și lucrul acesta îl puteți face cu ajutorul partenerilor de la GoMa, which is very good. Însă mai mult decât atât, este nevoie să vă uitați la performanța site-ului, pentru că dacă sunt anumite browsere care nu funcționează cum trebuie, voi aveți de pierdut. Dacă vizitatorul vine și nu poate să acceseze elementele din site, voi aveți de pierdut atât ca și conversie, cât și ca credibilitate, cât și ca brand în piață. Și oamenii nu vor veni a doua oară și lucrurile acestea vă dăunează, evident. Și atunci este de dorit să aveți o bună relație cu partenerii cu care faceți development și din când în când să faceți tot felul de evaluări, pentru că voi schimbați lucruri, în viață tehnologia se schimbă și ce a fost bun la început, a ieșit din simplă și s-a lucrat foarte bine, cu siguranță nu va funcționa la nesfârșit. Și atunci faceți-vă obiceiul bun de altfel să vă reîntoarceți asupra performanței tehnice a site-ului vostru și să fiți tot timpul aware de ce se întâmplă cu el. După care, acest site-ul vostru trebuie să transmită emoții și nu orice fel de emoții, ci unele pozitive. De încredere, de siguranță, de un preț corect, de o experiență plăcută în ceea ce privește partea de UI, adică layout-ul site-ului, cum arată el, să nu-l pune să caute butoane undeva în josul paginii, să nu-l pune să caute acele informații despre descrierea produsului undeva într-un tab sau să dea un scroll foarte mare. Trebuie să faceți lucrurile acestea, toate
analizele de care am pomenit anterior vă ajută să ajungeți la acele elemente care pot fi îmbunătățite, însă partea de UI UX nu ține doar de design, adică sunt foarte mulți designeri care știu să facă partea de design, un graphic design, dar partea de user experience este cumva cu totul alt fel pe masa de marketing, în care trebuie să fiți informați, să apelați la experți și să testați lucruri. Evident, ca lucrurile să funcționeze, trebuie să aibă și trafic, însă de lucrurile acesta s-au ocupat anterior colegul meu și știu că mai urmează, așa că nu o să intru în amănunte aici. Că vorbeam de partea de customer experience, cum să face să transmiteți o imagine pozitivă. O să vă dau aici un exemplu la unui alt client al nostru, care și-a exprimat pe site promisiunea de a suna clientul înapoi în 60 de secunde. Evident, apare un GIF animat aici, tot timpul se scurge și omul așteaptă și sună telefonul. Lucrul ăsta dă un vibe foarte bun, încredere în brandul vostru și am întâlnit pe de altă parte alte companii care puteau să îndeplinească această promisiune. Însă nu o comunicau în nicio formă. Așa că sfatul meu aici este, dacă aveți lucruri care vă diferențiază, dacă sunteți buni la ceva din tot ceea ce faceți, aveți încredere și spuneți lucrul acesta. Apropo de atitudinea românilor, este foarte bine să te lauzi cu lucruri pe care ești sigur că le poți îndeplini. De fapt, nu este o laudă, este un respect față de cei care vin la voi pe site și vă oferă încrederea lor. Așa că genul ăsta de mesaj, dacă sunt companii aici care iau lead-uri, care, nu știu, programări, mă gândesc aici la clinici, la tot felul de evenimente, dacă e nevoie de așa ceva, spuneți omului că îl puteți suna înapoi dacă puteți face. Ca și statistică, în momentul în care puteți îndeplini această promisiune către client, rata de închidere crește substanțial. Este testată pe acest client mare, Orange, și pe multe alte site-uri, de la foarte puțin trafic la foarte mare trafic, așa că funcționează indiferent ce site aveți. Bun. Și nu în ultimul rând, partea asta cu relațiile. Oamenilor, de fapt, relațiile sunt, am ajuns la concluzia că ăsta este cel mai important element așa din viața noastră, pentru că dacă ai o relație bună cu tine, cu cei din jur, cu, nu știu, cu Dumnezeu, cu clienții tăi, lucrurile funcționează, ele se mișcă. Și, prin urmare, dacă tot ce îi spuneți clientului vostru, cumpără, 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 practic, el nu o să vă perceapă ca o companie, un brand care vrea să creeze o relație, ci ca o companie care vrea să facă bani. Punct. Și atunci vă respinge, dacă ăsta este mesajul. A crea o relație înseamnă să înțelegeți de ce au nevoie clienții voștri, ca voi să puteți să veniți în întâmpinarea lor. Și puteți face asta prin a genera lead-uri, campanii de generare de lead-uri. Lead-urile sunt foarte valoroase, pentru că după aceea le puteți folosi în campaniile de e-mail. Pe zona de e-commerce, în momentul în care ajungeți ca e-mail marketingul să fie în top 3 surse de conversie, atunci înseamnă că faceți treabă bună. Eu, statistic vorbind, așa am văzut clienții mei că se întâmplă și așa vă doresc să se întâmple și la voi. Asta, evident, dacă e-mail marketingul se pliază pe tipul de business pe care îl aveți. După care, n-ar trebui să vindă să comunicați, indiferent unde comunicați, pe ce canale, la fel cu toți clienții voștri. Unii sunt cei care vin și cumpără în mod repetat de la voi și alții sunt cei care vin și cumpără prima oară. Am aici o experiență personală cu un brand de la care am comandat 10 ori. Am recomandat acel brand la toți colegii mei de serviciu, și mine și mama și soțul și toată lumea își cumpăra produse de pe acel site. Și m-am trezit după un an și jumătate în care am observat cât de frumos crește, cum s-au crescut ei prețurile cu 50%, eu am rămas un nei ca nimeni în campaniile lor de marketing. Nu era nimic personalizat pentru mine acolo. Deși, prin prisma meserie pe care o fac, eram conștientă de valoarea pe care am adăugat-o acelui business.
Practic, în momentul de față, în momentul acela, am decis că eu nu pot și nu vreau să mă duc să continui acea relație, pentru că la același preț, același produse, le găseam și în altă parte. Și m-am dus, și tot timpul fac asta, și asta fac și clienții noștri, către acele branduri cu care creez o relație dincolo de un ecran. Și prin urmare, a vorbi separat cu diverse segmente de clienți este o chestie esențială, care are un impact fantastic. Dincolo, aici putem să intrăm foarte mult în amănunte. Chiar la un convert lansăm un tool, l-am lansat deja pentru Magento, urmează pentru orice tip de CMS, în care să segmentăm acești clienți și să-i punem în funcție de valoarea lor și să vedem cât ne permitem noi să oferim fiecărui segment, care este valoarea pe care ne permitem să o cheltuim pentru fiecare tip de segment. Și în felul acesta făcând lucrurile diferențial. Modelul de creștere este unul, în primul rând, corect și unul care este long term. Nu se bazează doar pe eforturi de a achiziționa trafic. Pentru că o să ajungeți la cei 3 milioane sau cât erau, în care lucrurile, în care nu o să mai aveți pe cine să să aduceți pe trafic, pe site-ul vostru. Măsurați lucruri ca Net Promoter Score sau Customer Satisfaction Score și dați-le o experiență minunată post-cumpărare. Mă refer la mici lucruri pe care le puteți face pentru acei clienți după ce au cumpărat. De la relația cu curierul, evaluați-o dacă lucrurile s-au întâmplat cum trebuie. De la starea în care a ajuns colectul, de la produsul pe care l-a primit. Dacă ceea ce a primit era conform cu așteptările sale. Bun, și aici o să vă dau un singur exemplu vis-a-vis de cum poți integra toate lucrurile acelea ca să ofere o experiență bună. Pentru un site care nu este tocmai mare și care are nevoie de lead-uri, am creat această campanie de lead generation, un concurs de data asta, dar un produs care era destul de appealing. Evident, au existat niște calcule matematice despre dacă ne permitem sau nu. Însă am făcut aceste campanii personalizate pe Facebook, în care invitam clienți, oameni noi să intre în contact cu brandul. Pe site, orice altă sursă de trafic am personalizat-o printr-un simplu pop-up, un lead collector, în care le-am informat de acest concurs și le-am invitat să se înscrie la newsletter. Evident, i-am eliminat pe cei care erau deja înscriși la newsletter. Și am făcut conversații pe e-mail separate față de cei care erau deja în baza de date. Lucrul acesta a ajuns la 2300 de lead-uri în doar 2 săptămâni și la un ongoing revenue, pentru că acei clienți rămân în baza voastră de date și veți avea ocazia să creați o relație cu ei. So, este o tactică care atunci când sunteți la început de drum, până ajungeți la 10.000 de lead-uri în baza de date ca să fie relevant e-mail marketing-ul, o puteți pune în aplicare. Bun. Cam atât despre partea asta cu procesul, ce este atât de magic. Câteva cuvinte despre ce face OmniConvert. Pe de o parte, suntem o companie de tehnologie care face partea de A/B testing, web personalization, overlays, aici mă refer la tot felul de pop-up-uri și survey-uri și de asemenea partea de insights cu tool-ul de care vă vorbeam mai devreme. Suntem o companie cu clienți din toată lumea, cu o grămadă de teste active la momentul de față și care de asemenea oferim și partea asta de servicii, tot ce vă povesteam mai devreme, pentru a ajuta business-urile să crească. Cam atât. Asta o parte din clienții noștri. Questions? Poftim? Cu mine. Se rezolvă. Relații cu clienții. Customer care. MPS. Customer satisfaction. Bun, Maria, mulțumim. Da. Mulțumesc eu. Am o întrebare. Avem niște link-uri către structuri care să putem folosi. Cum putem avea acces? Pune mail-ul pe ecran ca să trimită la tine. Trimită la prezentările astea sau există? Bănesc că le veți primi după eveniment, dar că nu, Maria Pucaciore, OmniConvert sau Facebook, okay. Era un... Thank you.